și bine v-am găsit. La noi la sediu avem ședința tradițională în fiecare marți, să trecem discuțiile noastre de partid pentru a aborda problemele care sunt cele mai importante pentru cetățenii noștri. Astăzi au fost, bineînțeles, că discutate mai multe, doar câteva din subiecte au găsit și soluțiile și înțelegerea colegilor noștri. Partidul Democrat, regulat, desfășoară mai multe deplasări în teritoriu. Este o tradiție pentru noi să avem întâlniri cu primarii, să avem întâlniri cu cetățenii. Guvernul, vedeți că deja de câteva săptămâni face aceste vizite în raioane și practic vizitează fiecare localitate. Acesta este un prilej foarte bun să înțelegem care sunt problemele nemijlocite și directe ale cetățenilor, așa cum le văd ei, fără filtre. Și în baza colectării acelor probleme, noi avem platforme foarte bune, atât în cadrul Guvernului, a Parlamentului, dar și cu suportul colegilor din partid, să le discutăm și pe acele platforme încercăm să găsim mai multe soluții la acele probleme cu care suntem abordați. Astăzi, în cadrul partidului, am vorbit despre unele soluții pentru câteva din aceste probleme discutate sau colectate de la cetățeni. Și anume, remunerarea sau plata foarte slabă a colaboratorilor din cadrul administrațiilor publice locale. Ne referim aici primari, personalul din primării și așa mai departe. Ei bine, astăzi cu colegii am luat decizia să facem încă un pas pentru a pune în aplicare una din soluții. Primul pas care a fost făcut, de fapt, câteva săptămâni în urmă la corectarea legii bugetului pentru acest an, în care au fost alocate mijloace de bani suplimentare pentru a spori plățile salariale în diferite forme pentru colaboratorii primăriilor și a primarilor cu până la 50%. Și această creștere salarială urmează să fie efectuată chiar din acest an, chiar foarte probabil din luna august deja. Deoarece chiar în această săptămână, urmează și săptămâna viitoare, să fie aprobate în două lecturi două proiecte de legi care vor face posibilă distribuirea a acelor câteva zeci de milioane de lei care au fost bugetate special în aceste scopuri. Doar că noi ne dorim această soluție să fie una sustenabilă și una care va fi aplicată nu doar în 2017, dar să fie o creștere de acum încolo. De aceea, pentru acest an, mijloacele vor fi alocate de la bugetul de stat. Pentru anul viitor, aceste plăți suplimentare vor fi generate din câteva alte soluții tehnice pe care deja le implementează inclusiv Agenția Servicii Publice, astfel încât să fie crescută baza de formare a propriilor venituri a autonomiilor publice locale, astfel încât ele vor deveni financiar mai puternice. Noi am discutat aceste probleme și soluțiile la întâlniri cu primarii, atât întâlnirile domnului prim-ministru, cât și întâlnirile foarte extinse pe care le-am avut noi organizate în cadrul partidului, cu peste 600 de primari care au fost la întâlnirile noastre. Un al doilea subiect important, care de fapt probabil este unul și mai important pentru noi, este problema apelor, asigurarea cu apă potabilă, apă tehnică, dar și asigurarea cu canalizare în localitățile din Republica Moldova. Este una din problemele care apare în topul îngrijorărilor cetățenilor noștri. În special această problemă apare în astfel de raioane cum ar fi Iedinițu, Drochia, Glodeniu, dar și în raioanele precum Strășeni, Soroca, Cantemir, Rezina, Călăraș, Hâncești. Cunoaștem cu toții foarte bine problema, spre exemplu, Cotului Morii. O problemă care cândva a adus foarte multe dividende politice, doar că nu a fost rezolvată, din păcate. Astăzi oamenii din această localitate primesc zilnic, sunt asigurați cu apă zilnic doar cu transportul care este asigurat de către primărie. Și oamenii au cantitate limitată de apă potabilă pe care o pot consuma. Problema aceasta este și pentru alte 10 localități de lângă Cotul Morii, din împrejmuirea Cotului Morii și de altfel în toată acea regiune. Ori unii din colegi astăzi mi-au comunicat despre una din probleme la Șoldănești, în care oamenii la fel sunt asigurați cu apă potabilă și cumpără zilnic plătind câte 5 lei pentru o căldare de apă. Noi, deoarece acest subiect a mai fost discutat, am fost bucuroși să auzim astăzi soluția pe care colegii noștri ieri au găsit-o și deja au alocat suplimentar 26 de milioane de lei pentru asigurarea până la sfârșitul acestui an, construcția pieductului și a canalizării pentru localitatea din Cotul Morii.
doar că nu putem să abordăm aceste probleme segmentar și să sărim de la o problemă la alta. De aceea a fost dată, am ajuns la înțelegerea foarte clară cu toate instituțiile de resort să fie reevaluată acea strategie de asigurare cu apă care a fost aprobată prin hotărârea Parlamentului din 2014 pentru perioada 2014-2028. Ne-am propus să înțelegem la zi care este statutul, progresele, dar și restanțele pentru implementarea acelei strategii. Ne-am propus să elaborăm un plan calendaristic pentru ca într-o perioadă de 3-5 ani de zile, în ordine prioritară, în dependență de problema și gravitatea problemei pentru fiecare localitate, să asigurăm localitățile noastre cu apă și canalizare. Va fi un program multianual, așa cum ne dorim să fie și programul Drumuri Bune pentru Moldova, pentru că credem noi și apa, exact ca și drumurile, sunt una din problemele care fac viața cetățenilor noștri mai dificilă sau îi determină să migreze. Unii migrează de la sate în oraș, alții migrează în genere din țară. Bineînțeles că acestea sunt doar câteva din problemele pe care le au cetățenii noștri și sunt câteva din soluțiile pe care le avem, dar astea sunt acele care au fost astăzi discutate. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați. Mihaela Blanaru, Prime. Ați vorbit despre creșteri salariale. Mai exact, cine vor primi salarii mai mari? Ce categorie astăzi, de angajați? Astăzi noi am vorbit despre angajații administrațiilor publice locale. Dar bineînțeles că această problemă este foarte mare în sistemul educației, această problemă este foarte mare și în sistemul sănătății. În sistemul educației, cu siguranță, așa cum a fost și promis anterior, profesorii vor beneficia de o creștere salarială începând cu 1 septembrie, așa cum este prevăzută, de 8,5%. Doar că aceasta este puțin, din punctul nostru de vedere. Pentru aceasta urmează suplimentar să discutăm, să găsim soluțiile potrivite și le vom anunța într-un timp relativ apropiat. Pentru că soluțiile sunt extrem de complicate, pentru că este cea mai extinsă, sistemul educațional și sistemul sănătății este cel care deține cel mai mare număr de angajați în sistemul de asigurat cu finanțare publică. Ceea ce înseamnă că cea mai mare cotă parte a banilor publice alocați pentru salarii, de fapt, sunt atribuite acestor două categorii. Nu o spun ca o scuză. O spunem doar ca să înțelegem care este gravitatea sau extinderea acestei probleme și profunzimea ei. Doar că noi vom veni cu soluții foarte sustenabile pentru ca creșterile salariale să fie pe măsură. Însă, să nu uităm că foarte des noi, mai ales în ultimii 10 ani, am vorbit despre personalul din educație gen profesor și personalul din sănătate gen medici și am uitat sau am lăsat cu totul aparte personalul tehnic din acele instituții, care din păcate au cele mai joase și mizere salarii. Și aceasta este o categorie. Агентство ТАСС. Решение Конституционного суда по закону о функционировании языков вызвало большой резонанс. Обсуждал, какая позиция демократической партии по этому вопросу, какой статус должен быть у русского языка? Обсуждалось ли это в партии? Спасибо. Астази, честно, не был субъектом дискуссии нашей. Дар де алтфел, но не экспус антериором привинца этой decizii. Și credem noi că acea hotărâre a Curții Constituționale nu aduce să schimbe cu nimic situația din Moldova. Limba rusă este o limbă care este extins folosită de cetățenii noștri, este o limbă, trebuie să recunoaștem, folosită în comunicarea între etniile din Republica Moldova, este o limbă care preponderent se vorbește în unele regiuni sau localități ale Republicii Moldova. Pentru mine și colegii mei nu este nicio problemă care limbă și cine vorbește. Noi avem dimpotrivă abordarea că dorim să încurajăm fiecare cetățean al nostru să posede cât mai multe limbi. Nu, какова судьба будет этого закона? Это был рамочный закон. Он не нужен уже? Exact cum a fost, legea așa și rămâne. Noi nu intervenim cu careva schimbări în această lege. Noi nu vedem sensul să intervenim. Этот закон останется?
Мы считаем, и, наверное, я выражаюсь на русском, это недостаточно понятно. Мы не видим никаких проблем с этим законом. Да. Мы не видим каких-либо необходимостей в изменении сейчас этого закона. Мы считаем, что это хороший закон, который работает для наших граждан, и мы не хотим разделять людей в зависимости от языка или каких-то любых других критериев. Для нас все наши граждане, граждане Республики Молдова. Да, ну просто вот, ну как, вы извините, не то, что я не понимаю, но просто решение Конституционного суда, то есть он отменил этот закон. Он не отменил этот закон. Он объяснил только, что некоторые вопросы, которые были заданы к растолкованию Конституционного суда, то есть он растолковал их более либерально. Спасибо. Патриция Подоляну, Про ТВ. Vorbeați despre majorarea cu 50% a salariului. Până la 50%. Ați făcut rectificări la legea bugetului de stat. Anterior. Acum vreau să înțeleg dacă aveți niște date, câte persoane în total vor beneficia de aceste majorări și câți bani în total s-au alocat pentru toți beneficiarii. Sigur că colegii mei cunosc mai bine, cunosc doar o cifră foarte generală, că pentru această jumătate de an, banii care au fost necesari și au fost alocați sunt aproximativ 26 de milioane de lei, dacă eu nu mă înșel. Pentru primarii și personalul din cadrul administrațiilor publice locale din întreaga țară, preponderent pe noi ne interesează acele localități care nu au surse financiare suplimentare sau, să vorbim mai clar, comunele. Și concret de anul următor ce se va întâmpla? Ați spus că se vor găsi alte soluții? Identificate un șir de poziții și articole care le vor și soluții pentru ele, care urmează a fi implementate până la sfârșitul acestui an, astfel încât să crească baza sau numărul de surse de formare a propriilor bugete, astfel încât autonomia publică locală să devină una veritabilă. Și care sunt acele soluții? Sunt diferite, sunt mai multe. Pornind de la capitolul luării la evidență a mai multor spații, care astăzi nu sunt luate evidență, efectuarea măsurărilor, înregistrărilor cadastrale primare care necesită bani și pentru care noi am găsit anumite soluții, precum și delimitarea unor sau formarea unor bunuri separate, ori reformarea unor bunuri sau terenuri. Astăzi sunt un șir de probleme mai tehnice, dacă doriți, aici putem să dedicăm și o oră să o discutăm separat, pentru că e mai complexă. Ca problemă. Ați spus că vă doriți un proiect asemănător cu drumuri bune, astfel încât să asigurați cu apă și canalizare toate localitățile din țară. De când va începe implementarea propriu-zisă și noi ne dorim ca acea implementare să înceapă în cadrul proiectului Gen Apă Bună pentru toată Moldova din 2019, pentru că atunci este începutul unui exercițiu financiar nou. Dar avem suficiente proiecte, așa cum sunt cele de la Leova, sau așa cum sunt cele din raionul Taraclia, dacă nu mă înșel, sau Cahul, care pot fi duse până la capăt și în acest an. Doar că urmează o abordare mai probabil serioasă și urmează a fi clarificate acele probleme mult acumulate în acel fond ecologic. De la capăt și să ducem la un bun sfârșit proiectele bine începute și cele care au perspectivă și să reîncepem proiectele care sunt deja în proces de planificare, la fel să le rearanjăm într-o ordine prioritară, astfel încât localitățile unei oameni sunt nevoiți să achite apa câte 5 lei, căldarea procurată zilnic, nu mai vorbesc că nu dețin nici apă tehnică pentru alte necesități casnice, sigur că aceste localități trebuie să se afle în topul listei pentru asigurare cu apă și canalizare. Și cât ne-ar costa acest proiect? Acum se fac toate evaluările. Cifrele diferă și de la un an la altul, în dependență de diferiți indicatori economici, inclusiv inflația, sau acea inflație care o poate genera o creștere spontană, o apariție spontană de o cerere suplimentară. Și banii din ce fond ar urma banii să fie urmează luați? Să fie alocați din bugetele naționale, pentru că vedeți că bugetul național devine din ce în ce mai puternic, iar aceasta ne permite să dezvoltăm și să avem curajul să ne venim cu astfel de soluții, dar deja avem și un șir de discuții cu mai mulți parteneri de dezvoltare care au arătat deschidere pentru anumite raioane să vină cu finanțări pentru proiecte concrete.
Anunțul acestor noi proiecte vine cumva să compenseze vestea că nu vom primi tranșa? Este, pe noi nu ne deranjează, vin acei bani sau nu vin. Sunt niște proiecte la care, cel puțin în Partidul Democrat și în guvernul pe care noi avem onoarea să îl reprezentăm, nu vin spontan. Noi, la noi nu apar planurile și... și despre faptul că cei de acasă, autoritățile, ar trebui să țină cont de poziția ONG-urilor și a presei independente atunci când vor adopta în lectură finală codul audiovizualului. Veți ține cont, veți organiza dezbateri curând, astfel încât să... Haideți să vă fac o mică istorioare a acestui cod al audiovizualului. În primul rând, acest cod este propus și este scris, redactat, dacă doriți, la virgulă, de societatea civilă și reprezentanții presei. De aceea, dacă vine de la ei, acesta este conceptul, este corpul, va avea toată expertiza, inclusiv internațională, necesară. Sigur că noi așa și vom merge. Pe urmează în continuare să după cum am mai spus și noi? Anterior, din păcate, această rezoluție, care a fost aprobată în mare grabă, fără discuții și clarificări, a admis un șir de declarații care sunt, aș zice eu, false, greșite sau piste de lansare greșită politică pentru unii. Noi ne facem lucru într-o manieră poate mai calmă, serioasă, dar așa cum a fost discutată, nu schimbă pentru noi nimic abordarea în cursul nostru european, în angajamentele pe care noi le avem și în toate proiectele pe care le-am anunțat. Este o rezoluție, din păcate, neplăcută, politică dificilă, cu consecințe pentru noi, doar că noi, mă refer pentru toți cetățenii Republicii Moldova, doar că noi avem soluțiile astfel încât cetățenii să nu simtă acel disconfort care putea fi creat prin acea rezoluție. Dar veți ține cont de această rezoluție în ceea ce ține de codul audiovizual? Noi nu avem nevoie de această rezoluție pentru ca să continuăm să ne onorăm angajamentele noastre. Suntem serioși pentru ca să nu avem nevoie de astfel de hârtii. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc și vă urez la toți o zi reușită!